Târgu Jiu. O tânără de 35 de ani s-a operat de hernie și s-a trezit mamă. Era însărcinată 9 luni, dar nu știa. Mai grav este că nici medicii care au consultat-o timp de 4 zile nu și-au dat seama. Au descoperit chiar în sala de operație că femeia avea în pântece un bebeluș. Pacienta și copilul sunt în afara oricărui pericol. Au fost deschise mai multe anchete care să stabilească dacă medicii care au intervenit au greșit în vreun fel. Tânăra de 35 de ani din localitatea Tismana a ajuns la spital cu dureri abdominale. În ultimii ani a fost operată de mai multe ori în urma unei hernii intestinale. A crezut că se simte rău din același motiv. Femeia a ajuns la unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu sâmbătă. De atunci până ieri, timp de 4 zile, a fost văzută de cel puțin 4 medici, dar niciunul nu și-a dat seama că ea este însărcinată. Dacă își dă seama, probabil că se cerea consult de specialitate și se intervenea. Și se știa de mult și se făceau alte intervenții. Printr-un diagnostic pus doar prin palpare, fără ecografie, femeia a fost internată în secția de chirurgie. Potrivit medicului chirurg, o ecografie nu ar fi fost relevantă pentru acest diagnostic și nu a considerat că nu este nevoie de ea. A doua zi a fost dusă la radiologie. A semnat pe propria răspundere că nu e însărcinată și că îi se poate face această investigație la plămâni. Pacienta a spus că se află sub tratament cu anticoncepționale, care are menstruație, neștiind că este însărcinată. Pentru că se simțea tot mai rău, medicul chirurg a decis să opereze de urgență. În momentul intervenției, doctorul a descoperit că intestinul era afectat, ligamentele din jurul herniei erau slăbite, iar infecția era deja răspândită în abdomen. Tot atunci a văzut că uterul este mărit considerabil, semn că femeia era însărcinată. A chemat un ginecolog și în cele din urmă femeia a născut o fetiță de 3 kg și 200 de grame. După cezariană, tânăra mama a fost operată și pentru afecțiunea pentru care i s-a făcut anestezia generală. Mama se află internată la terapie intensivă, este în stare stabilă, este cooperantă, conștientă, iar copilul se află internat în secția de neonatologie, la fel starea lui de sănătate fiind bună. Statisticile arată că la una din 2500 de sarcini, femeia nu este conștientă de prezența fătului și află că este însărcinată când se declanșează travaliul. În cazul acestei femei, timp de 9 luni, nimeni nu i-a monitorizat sarcina. Era supraponderală, așa că apropiații nu ar fi observat câteva kilograme în plus. Deci o femeie la 90 de kilograme. Nu poți să-ți dai seama. Te gândești că s-a îngrășat. Femeia mai are două fete de 16 ani gemene. Familiei îi vine greu să creadă. Nu era gravidă? Nu. Dar i-au găsit copilul? Nu. Nu la ea. Toți medicii care au intervenit au fost chemați să dea explicații. O anchetă internă va stabili dacă a greșit cineva. Din punctul de vedere al procedurii medicale, dar v-am spus, noi trebuie să stabilim printr-o comisie. Comisia analizează și spune dacă a fost sau nu, așa cum spune medicul. Ministerul Sănătății vine cu explicație halucinantă. Nu am informații că ar fi fost vreo problemă, dar într-adevăr vreo problemă în sensul de punerea în pericol a vieții pacienței. Nu pot să vă dau relație despre fiecare procedură medicală care o aplică medicii din România. Cazul vine la scurt timp după ce o întreagă echipă medicală din Botoșani a lăsat 7 ore în agonie o tânără mamă, a cărei sarcină se oprise din evoluție.